Pe unul, oameni buni, Jorge este acum aici împreună cu Anicia Gafton și Alex Bogdan și o să vedeți că o să ne și cânte așadar prietenul nostru, pe unul. Să vină! Masca jos! Masca jos! Masca jos! Masca jos! Masca jos! Nu pot să cred! Așa ceva! Nu se poate așa ceva! N-ai cum, nu! Sunt șocat! Băi, bine că ești cu gura mare, Alex, acum că aseară nu l-ai ghicit. M-am făcut că nu-l ghicesc. Am înțeles. Haideți, poftiți, intrați aici. Simțiți-vă ca la alții acasă, că așa ne simțim și noi. Suntem la prieteni noștri de la Vorbește Lumea. Anicia, ce roșie ești. Da, stă-mă aici în picioare, unde vrei să te duci pe canapea? Păi dacă te pui pe canapea, nu te mai vedem, te confuz cu canapea, roșie, roșie. Păi așa vreau să fiu din aceeași tofă. Ce face Vladimir? Foarte bine. Se uită la noi? Se uită, se uită. Vladimir? Sergei. Sergei. Eram în zonă. Păi nu, că Vladimir? Mai bun, nu Vladimir de asta. Nu, glumesc. Ok, te salutăm, Sergei, Vladimir, oriunde ai fi, corect? Da, la mine acasă. Păi perfect. Nu. Foarte bine, domnul Jorge Păun, bă, domnul Păun. Cum de s-au prins că ești tu? Cine? Nu s-a adică, prins nimeni. Adică, nu s-a prins, dar cum de ce, practic, ți-au dat masca jos? Mai, în semifinală, asta a fost, atât a fost parcursul meu la Masked Singer și sunt foarte fericit. Le mulțumesc tuturor celor care au luat parte la acest moment extraordinar și la toate momentele în care am participat la Masked Singer. Da, a fost ce joc de glezne. Uite acolo, uite ce joc de glezne. Uite domnul. Da, avantaj. Gândiți-vă că Jorge a prezentat primul sezon Masked Singer, iar acum a venit pe unul. Îți dai seama că cunoștea fiecare colțișor pe acolo. Era foarte știa schema. Bă, deci când ajungeam acolo la platou, îmi schimbam mersul. Mergeam mult mai așa, eram cocoșat, să nu se prindă exact nimeni. Bătrân, ce e? Eram așa cu... Pentru că vocea mea era schimbată la Masked Singer. Și vorbeam așa, era foarte... Super tare. Și mergeam, aveam tot felul de mersuri când ajungeam la platou, a fost foarte tare. Și experiența în sine, să fii sub mască, băi, am experimentat era ceva. Era când ai prezentat unul, nu-ți de la în spate. Vin. Absolut, stai mă că vreau să vă văd. Am experimentat chestia asta cu să nu știe nimeni cine ești. Pentru că atunci când, înainte să ajungem la platou, ți se pune o mască pe față, acum niște ochelari, niște... Acum ai înțeles concurenții din primul sezon când ai prezentat. Mănuși, eu experimentez asta în fiecare zi, că nimeni nu știe cine sunt. Haide mai termină-te, că ești super celebru, ai nebunit. Sunt celebru, scoate-mă de aici! Da, de unde? Da, și a fost foarte tare experiența, sunt bucuros așa. Și ceea ce m-a bucurat foarte tare e... Copiii mei care habar n-aveau, singura care a știut a fost soția mea, nici mama nu știa. Trebuie să știi unde totuși pleci de acasă. Soția mea cum? Nu trebuie să spui la nimeni, ești nebun? Păi da, soția mea știa. Păi și tu ești căsătorit, mă? Cum pleci tu de acasă să filmezi 14 ore? Treaba mea, unde plec de acasă, auzi, de ce să te întrebi? 14 ore să pleci de acasă la filmări? Da, plec de acasă, care-i problema? Și cum îi spui soției, mă duc... Stai liniștit că așa zicea și ori înainte de sărătoare. Mă duc să lucrez, mă duc la lucru. Mamă, nici nu mă găsea. Eram 3 zile plecat. Haideți să le spunem celor de acasă că Jorge, oameni buni, are și un nou proiect, pentru că de asta a venit aici Anicia Gafton îmbrăcată în roșu, pentru că seamănă cu o crăciuniță, corect? Corect. Avem pe Alex Bogdan care seamănă. Și trebuie să se pregătească. Ce-am rol de păun în când pe unul, când pe altul, dar mai ales pe păunul meu. Zbam, aruncă microfonul. Păunul meu. Da. Deci Anicia joacă un rol în... De agățător. Am lansat Jingle Man, este o melodie de Crăciun pe care am postat-o acum pe canalul meu de YouTube. Jorge Jingle Man, o găsiți acum. Deci lumea căută acum canalul de YouTube Jorge, apasă clopoțelul ăla, dă subscribe, că nu-i constant să nimic oameni decât să afle lucrurile legate de profesia ta și de cariera ta și Jingle Man este piesa. Jingle Man este melodia de Crăciun pe care am lansat-o anul ăsta, mai urmează încă două melodii de Crăciun în următoarea perioadă. Vreau să fac album de la anul. Și sper, Doamne, ajută să fie. Și vreau să-i rog pe Anicia și pe Alex Bogdan, cărora le vă mulțumesc din tot sufletul meu că ați venit la filmări, apar în clip. Da, Jingle Man, foarte ceva tare. Astea cu Bravo, nu știu ce, preferam bani. Da. Preferam să mă uit la cont și să văd dacă a crescut. Ție ți-a dat? Nu, nici mie, nu. Alo, ce face, domnul Jorge? Păi da, ce, domnule, ajutăm artiștii la început. Eu am rol principal, băi, Alex aici. Trebuie să fim alături de ei. Jorge, un băiat extrem de talentat, oameni buni. Să meargă în spate pe Anicia și pe Alex. Da, ne ducem în spate. Plecăm! În spate, da, să mergem în spate. Să ne facem treaba de scenariu cu regie. Hai, dragă, în spate. Uite pe aici, nu cu acolo. Fiți sincer cu mine. Băi, mergeți în spate, la. El pare agitat și când nu e Brenciu lângă.
pe el. Spate, Alex. Pe acolo. Dragă, nu mă adrept. Pe acolo. Hai. YouTube. Nu mă adrept. Am YouTube. Unde? Pe YouTube, pe Jorge Oficial. Perfect. Da, a fost genial la da? Filmare. A fost nu foarte că... tare. Am râs în continuu cu nebunii și a doi care sunt super haioși. Din orice moment ei făceau comedie. Scot ceva. Da. O să-mi las microfonul aici pentru că... mai apare Petrișor. Sau mai bine văd doar. Da, da, da. Acum, și acum, două acum, fete acum. Senzaționale. Trei, chiar patru. Hai să vedem despre ce e vorba. Acum, las microfonul aici pentru că e playback. Da, se știe. Oameni buni, Jorge are piesă nouă, Jingle Man, căutați-l pe canalul lui de YouTube să vedeți videoclipul, dar asta după ce îl vedeți aici în platou emisiunii, pentru că încearcă să refacă videoclipul în direct, așadar să dăm drumul la muzică, maestre. She fell in love with a jingle man. I hope he's dressed like a gentleman. It hurts so bad, but they look so in. La 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 love, la 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 love. I put on me her favorite blouse, took my chance and passed by her parents' house, hoping that she would come out of that door. But mystery became misery. Oh, wasn't the right time? Right time. Always in my mind. Ooh, it felt so true. Dreaming of her, nothing I could do. 'Cause she fell in love with a jingle man. I hope he treats her like a gentleman. I should have told her how I feel, but mystery became misery. Oh, wasn't the right time? Right time. Always in my mind. Ooh, it felt so true. Dreaming of her, nothing I could do. 'Cause she fell in love with a jingle man. I hope he treats her like a gentleman. So bad, but they look so in. La 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 love, la 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 love. She fell in love with a jingle man. I hope he treats her like a gentleman. It hurts so bad, but they look so in. La 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 love, la 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 love. Bine! Bravo! Foarte frumos, bravo, bravo! Jorge, gentleman, jingle man, de fapt, pe canalul lui de YouTube. Foarte bun, bă, foarte bun. Mulțumim și foarte mult. Mulțumim mult de tot. Mulțumim, Bianca. Alex Bogdan, vine oameni buni la sosurile picante. Ai, Doamne, iată. Băi, e vineri și vii la sosurile picante, spui genial. Tot sau ți-a gura foc. Mulțumesc. O să vezi, o să vezi, o să fie senzațional. Da, super. Ne întâlnim mai târziu, da? Gata, pa. Mamă, să nu uiți să te întreb ceva. Da. Știu că să-mi aduci tu aminte de Laura, că trebuie să-l întreb. Jorge, îți mulțumim mult de tot. Dragule, mulțumesc mult. Stai, Anisa, plecăm amândoi. Nu, nu. Împreună. Poate te vede Vladimir Serghei și nu-i de bine. Contrariile se atrag, eu îl plac, el nu, perfect, suntem unul pentru altul. Deși o iubesc, mă, de-aia mă plac, o iubesc, este foarte talentată și foarte tare, îmi place Anisia. Cătălin, căutați-mă pe YouTube, pe Jorge Oficial, Jingle Man. Numai bine, Anisia, numai bine. Foarte bine.